Am înțeles. Atenție ce faceți. Leu, nu? Da, trecem mai departe la leu. Ce zilele cu impact pentru lei 7, 9, 19, 28 și 29, mai ales pentru cei născuți în zilele de 1, 5, 15, iar persoanele în zodia pești, vărsători și leu pot avea impact în luna mai. Ai, uite, la ei în luna mai este vorba despre mediul profesional, despre cariera lor, despre tot ceea ce înseamnă ce fac prin intermediul profesiei, prin intermediul a ceea ce știu să fac cel mai bine pentru a atrage mai mulți bani. E clar că ei vor atrage mai multă reputație în cariera lor, mai multă faimă, vor primi o validare, o certificare. Dacă, nu știu, dacă alte zodii pot face bani, nu știu, prin speculații, prin negocieri, ei efectiv la locul de muncă se pot duce să își ceară o mărire de salariu. Să aibă curaj în următoarea perioadă, pentru că pot primi răspunsuri pozitive din acest punct de vedere. Relația cu autoritățile este foarte bine aspectată pentru lei în luna mai, de aceea, de exemplu, pot primi anumite Ferească Dumnezeu, ce să, de ce să... Lăsați, nu, de ce să ne jucăm cu destinul când are... Ce pot primi? Pot primi anumite răspunsuri pozitive sau pot fi susținuți de anumite instituții financiare și răspunsurile vor fi în avantajul leilor. A, n-am putut susține. Un răspuns pozitiv la un test antidrog. Lei pot veni, de exemplu, în luna mai cu decizii șocante în fața familiei, în spectrul profesional. Efectiv, nu știu, de pe o zi pe alta anunță colegii de muncă, măi, mi-am deschis o afacere cu, nu știu, chiloții. Pregătiți-vă să vă șochez. Ceva foarte diferit față de ceea ce făceau ei. Cu șosete. Făceau cu ei șosete. Până așa acum. Nu port. Vor șoca sub o formă sau alta din punct de vedere profesional. Tatăl nativului leu poate avea un impact foarte pozitiv în luna mai, așadar sunt... discuțiile cu tatăl lor, e bine să fie acolo prezent și să asculte mai mult, pentru că le pot da anumite sfaturi înțelepte și pot ghida sub o formă sau alta. Uite, tatăl nativului, de exemplu, poate veni cu o idee, dar hai să te angajezi acolo, nu ai vrea, adică îi poate deschide efectiv o ușă nivel profesional. Totodată, leii care își caută un loc de muncă pot primi o ofertă de muncă remunerată foarte ok. Nici nu s-ar fi gândit lei, băi, uite, nu mi-am dat seama că pot totuși obține un loc de bun atât de bine plătit. Și sunt unii lei care au anumite relații, nu știu, li se pot deschide anumite porți prin intermediul unui om pus la locul potrivit, la momentul potrivit. Măi, el știe pe ăla de acolo, hai să-l sun. Și ar face bine să profite de networking-ul lor, de agenda de telefon, pentru că pot să își rezolve anumite situații neplăcute din viața lor. E clar că în luna mai să fie mai vizibil la locul de muncă, da? Să fie mai cu ambiție, să fie mai vocali, pentru că vor avea foarte mult de câștigat la locul de muncă, iar cei care caută un loc de muncă, cert e că au șanse, bine, nu stau, adică da. Să fie atenți la CV. Uite, perioada 19-21, ei se pot duce la o ședință, spune, domnule, vreau și o mărire de salariu. Cât? Atât? Ok, nu-ți dăm 10, îți dăm 5. Bine, mulțumesc, să rămână. Dar să aibă curajul ăsta, că nu poți să stai acasă, nu te sună șeful că vreau să-ți dau o mărire de salariu. Unde ne trezim? Trebuie să acționăm, dar este vorba de acțiune în direcția asta. Da. Adică... Corect. Despre asta e vorba. Fecioară. Fecioarele în mai, zilele cu impact 3, 4, 9, 11, 26, cei născuți, vizați mai ales cei născuți pe data de 2, 3 și 5, zodiile cu persoanele cu impact pentru fecioare în mai sunt zodia berbec, gemeni sau leu. Uite, fecioarele între 3 și 9 mai... se vor perfecționa în anumite domenii. Fie vor primi, se vor înscrie la niște cursuri, fie vor primi niște calificări, niște certificări, niște diplome, care reprezintă, practic, o șansă a lor pentru a face mai mulți bani, da? Nu știu, poate au depus un CV acum o perioadă, chiar în joburi în străinătate și le sună după o perioadă acea firmă și le spune fecioarelor, măi, ai diploma de bacalaureat sau diploma de licență sau masterat, uite, avem nevoie, dacă ai această diplomă, te luăm în
colectivitatea companie. Noastră, în compania noastră, pe salariu de. Certe că diplomele care au fost, educația care a fost parcursă până acum de către fecioare, îi vor ajuta, le vor ajuta foarte mult în luna mai. Și bonusurile pot veni practic prin diplome, da? Prin studii superioare. Sau sunt unele fecioare care se vor înscrie la anumite cursuri și pot deveni experți în anumite activități. Și automat devin experți, de exemplu, expert contabil, da? Automat se mărește și bugetul, automat se mărește și tariful pe care eu îl percep față de clienții mei. Și tot așa. Fecioarele ar trebui să înceapă să se reseteze din punct de vedere a perspectivei lor în ceea ce privește munca, în ceea ce privește o altă carieră, o altă direcție. Fecioarele de obicei sunt persoane care muncesc foarte mult și sunt perfecționiste. Ar trebui să însemne că să înțeleagă că pentru a atrage mai mulți bani în viața lor nu trebuie să însemne că trebuie să muncesc cu 2-3 ore mai mult. Nu, înseamnă că un management sănătos al timpului, da. Exact, să fie mai eficiente, să acheseze unor altor tehnici de muncă, efectiv să excaveze, să zic așa, în perspectiva asta. Să nu spună nu unor unor noi metode de muncă. Totodată, norocul lor le poate veni și din străinătate, da? Fie pot fi sunați și spus, am aici o ofertă foarte bună profesională, hai vino să încerci lucrul ăsta. Cert e că pot fi ajutați de oameni din străinătate și asta e valabil pentru toată lumea. Fiți atenți la lucrurile care se întâmplă de pe o oră pe alta, de pe un minut pe altul, de pe o zi pe alta, pentru că azi primești un telefon, nu trebuie să te gândești o lună, că trece luna. Ești flexibil, acționezi la secundă, acționezi la minut, simți acea intuiție că-ți spune hai să riscăm, du-te. Nu, să știi că peste o săptămână clar acea oportunitate pleacă, corect. E vorba de a acționa la secundă, la minut, la oră, cum se spune. Totodată e foarte indicat pentru fecioare să evite, mai ales în luna mai, să stea lângă persoane care simt că sunt vampiri energetici pentru ei. Care simt că acele persoane doar bârfesc, doar sunt invidioși pe alte persoane, pentru că vor fi un pic mai sensibili în luna mai scutul lor energetic și automat se încarcă cu energia lor, se încarcă cu anumite lucruri negative și pot pierde anumite oportunități, da? Pentru că vor fi năuciți practic de acele persoane. Hai la balanță, persoane. Că am stat mult pe fecioare. Tu fă-ne semn. Noi vorbim. Unele fecioare anunță căsătoria, logona, o relație oficială. Pentru balanțe, zilele cu impact 2, 9, 11, 16, 29, cei născuți în zilele 10, 11, 14, zodiile, persoanele cu impact pentru zodia balanță în mai sunt zodia Taur, Gemeni și balanță. Balanțele să se dea bine pe lângă partenerul de viață, pe lângă soț, pe lângă copii, pentru că acolo e norocul lor în luna mai. Dar prin intermediul lor, practic, ei pot beneficia de acest noroc financiar. Fie partenerul de viață, fie soțul, fie un copil, da? Vine cu o veste, mi s-a mărit salariul sau uite, am prins contractul respectiv. De acolo vine norocul lor financiar. Sunt unele balanțe care, datorită unui sfat pozitiv din partea soțului, efectiv, măi, uite, iar... Sau soții, că sunt balanțe sau soții, și da, da, nu da. Sunt și balanțe bărbați. A partenerului de viață. A partenerului de viață sau a copilului sau din cadrul familial, efectiv, măi, uite, nu m-am gândit la asta. Și această idee, efectiv, le pot aduce mai mulți bani. Unele balanțe achită, de exemplu, unele împrumuturi făcute acum câțiva ani, poate din 2010. Aoleu. Exact. Alții câștigă un proces în urma cărora pot primi o sumă mare de bani, da? Atenție, ceea ce am spus noi și este valabil la toate zodiile, sunt ca, uite, cum a spus Oana acum, că unele balanțe pot primi vești bune în urma unui proces și câștigă o sumă de bani. Sunt unele balanțe care pot primi răspunsuri negative, da? Asta e...
Noi am venit mai degrabă luna aceasta cu vești mai bune, dar există și partea... Normal, că noi nu mai rozi. E clar, într-o analiză personalizată vedem unde care sunt sectoarele. Care este trendul, dacă e pozitiv sau negativ. Să fie lapte și miere pentru toată lumea. Nu se poate. Noi vrem să impulsionăm, pentru că e o lună care... Da, da, nu e realist. Adică n-ai cum să fie bine pentru toată lumea. Corect, corect. Tocmai de asta spun. Unele balanțe pot primi pe răspunsuri pozitive, altele răspunsuri negative. Și revin la partea aia karmică de care vorbim de un an jumătate, doi. Cele care s-au ridicat pe frecvența banilor, cele care manifestă bani, cele care achisează unor, nu știu, remedii, programe, fac rugăciuni către înger păzitor, etc., îngerul belșugului, au activat sporul casei, bineînțeles că vor primi răspunsuri pozitive. Alții pot, de exemplu, să aibă alte balanțe, pot să aibă discuții negative în legătură cu banii, cu soțul, cu partenerul, copiii, băi, ai cheltuit. Ce ai făcut cu banii? Unde i-ai dus? Unele balanțe află despre faptul că dintr-un cont comun s-a cheltuit o sumă de bani și încep conflictele, da? Fără să știe, da. Corect, corect. Scorpion? Trecem la Scorpion. Balanțele singure întâlnesc parteneri din domeniul militar sau din... pot întâlni medici, polițiști, jandarmi, persoane care poartă uniformă. Bun, pentru Scorpion, zilele cu impact 4, 16, 21, 24, 25 sunt vizați mai ales cei născuți în zilele de 4, 6, 13. Pești, Fecioară și Berbec sunt persoanele care vor influența Scorpionii în luna mai. Pentru Scorpion, orice contract pe care îl semnăm în această perioadă poate fi benefic. Asta înseamnă un contract de asociere cu cineva, certificatul de căsătorie, da? Mă pot căsători cu cineva care este foarte prosper. Un contract de împrumut, da? Care acei bani, practic, îmi deschid, cu acei bani îmi deschid, mă asociez cu cineva. Unii își pot găsi partenerul ideal pentru afaceri. Unii își pot găsi angajatorul ideal, da? Dar așa cum... Te opresc puțin, că am vrut să te întreb de la început și acum mi-a venit ideea, să nu se supere Scorpionul, în 30 de secunde. Noi vorbim despre nativi, nativii din zodii. Da. Se aplică și pentru cei care au ascendent, da, în zodia respectivă? Da. Da. Se aplică. Da. Exact. Ce mai întrebat niște oameni că deci după o vârstă înțeleg că ascendentul e mai important decât zodia. Nu e după o vârstă, nu. Noi ar trebui să spunem în felul următor. Cei din zodia Scorpion, care au ascendent în Scorpion sau cei care au luna și soarele în Scorpion. Deci tot ce au auzit cei până acum să știe că și cei din alte zodii, dar care au ascendent în... Cei născuți în Scorpion, deci, și cu ascendent. Și la zodia lor și la zodia la care, au ascendent. Corect. Da? Sau care au luna și soarele în harta natală în Scorpion. Asta ne încurcăm dar mai simplu așa, da. Adică nu știe nimeni atât de profund. Dar asta să țină cont. Corect, să fie atent la două zodii. La zodia în care sunt și la zodia în care au ascendent. Corect. Așa. Bunicii nativului Scorpion au un impact pozitiv în această... Le pot aduce noroc, da? Uite, de exemplu, o rugăciune făcută de bunici pentru ei. Un ajutor financiar, chiar poate au ceva, o soluție de rezolvat și bunicii spun, vină, dragul mami, la mine că îți dau banii de care ai nevoie. E clar că bunicii au un rol important din punct de vedere financiar. Chiar pot semna, nu știu, acel testament, știi? Adică, măi, uite, îți las ție după moarte casa asta, pentru că ai avut grijă de mine. Uite, unii scorpioni își pot visa foștii parteneri și chiar în următoarea perioadă să îi întâlnească la modul fizic. Alții aud vești șocante despre foștii parteneri. Scorpionii, de fapt, în luna mai vor avea discuții unul la unul, fie cu foștii parteneri, da? Măi, atunci când ne-am despărțit noi acum în 2014, da, în 2010, trebuia să-mi dai 10 milioane, nu vrei să-mi dai, adică... E o justiție divină pentru Scorpion, da? Vine o justiție divină și se așează acea justiție în avantajul lor sau, din potrivă, poate au ei de dat niște bani cuiva și acea persoană care a uitat vreo 3-4 ani... Îi sună acum și spune, băi, hai, dă-mi aia. Deci să nu răspunde la telefon. Reapare memoria karmică în legătură cu bani. Luna mai scorpionii să nu prea răspundă la telefon. Să știu că datorii, nu. Pe de altă parte, scorpionii au și șansa asta de a avea o schimbare radicală, efectiv, de pe o zi pe alta, magnifică.
Pentru că e vorba de o energie divină. Ce urmează? Că nu mai scrie pe săgetători, zilele cu impact. Nu mai pot să fac inteligent, că nu mai scrie pe săgetători sau cei cu ascendent în săgetători. Da. Zilele cu impact 6, 10, 18, 25, 27, mai ales cei născuți în zilele 9, 11, 13. Persoanele cu impact pentru săgetători luna mai, zodia Taur, Leu și Balanță. Hei, uite, la săgetători, rutina zilnică, obiceiurile, starea de sănătate, mentală, fizică, tot ce ține de partea asta de rutină, de sănătate, va și de modalitatea de lucru. Și modalitatea de lucru influențează foarte clar fluxul lor financiar în luna mai. Adică, dacă sunt săgetători care se trezesc cu o mantră, cu o afirmație, cu voie bună, în ceea ce privește, uite, sănătatea, în ceea ce privește banii, în ceea ce privește manifestarea zilei în ziua respectivă, bineînțeles că vor atrage acest lucru. Săgetătorii care sunt posomorâți, sunt negativiști, nu cred în energia asta banilor, pentru că noi, când vine vorba de bani, noi trebuie să ne comportăm cu banii și să ne creăm dorințe ca și cum banii sunt o persoană. Și efectiv să vorbim cu banii, să îi chemăm la noi, să îi... Să-i pupăm, să-i mângâiem. Să-i respectăm. Nu, de pupat eu nu i-am pupat niciodată. Păi am făcut altceva, nu i-am pupat. Uite, perioada asta, că ai spus de pupat, ascultă-mă un pic, când mi-ai spus de pupat, mi-a venit în minte acel ulei de paciuli pe care putem... Așa. Am fixat asta, la asta mă gândeam. Putem să punem bancnote în portofel, da? Să pui ulei în portofel? 300 de lei și există ulei de paciuli. Ei, pui ulei, Dan. Nu tai toată sticluța. Luăm câteva bucături de ulei de paciuli. Deja după paciuli. Și năclești portofelul cu paciuli. Cu câteva picături de ulei acei bani. Sau chiar și portofelul. Ulei de paciuli este considerat un magnet al banilor. Da? Mai putem pune, de exemplu, în funte. Ulei de sau la încheietură? Da, așa. Da, dar vezi că de ăla trebuie să fie terapeutic. Noi spunem acel ulei care se pune doar fie cel care esențial se pentru infuzie. Aromaterapie. Exact, există și ulei de paciuli organic, ca să știi. Ai grijă, nu te duci un ulei de paciuli, te dai și după aia poate te iriți. E foarte important. Există ulei terapeutic, există ulei pentru infuzie și există ulei organic special pentru piele. De paciuli dublu rafinat. Hai că ne-am depărtat. Miroase foarte frumos și îți dă o stare foarte, foarte...